ședința mi se pare că ați intrat un pic de șef, așa de tot cumva. Nemotivat. Ce ai motivat? Da, bun, dacă mi-era de unde am ședință. Se filmează, oameni. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 87 din 22.05.2023, prin convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bursinești de Subacău, data de 26 martie, orele 13, la sediul primăriei, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare la finele trimestrului anului 2023 al Comunei Bursinești de Subacău. Și punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bursinești. Punctul numărul 3. Diverse. Articolul 2. Prevedere prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la Comunitatea Publică prin afișare. Discuții? Să punem la urmă. Cum ai spunea că trebuia să punem și alegerea noului președinte de ședință. Da. Atunci a solicitat suplimentarea și să aprobăm cu modificări. Da. Să punem la urmă. Cine este pentru? Ordinele. În forma modificată. Mm-hmm. Da, toată lumea este pentru. Dă cuvântul domnul primar. Eu o să dau și țin. Lașul procesului. La vot procesul. Dacă sunt observații privitor la procesul verbal, deci de la ședință. Cine este pentru? Eu o să vă dau citirea referatului de motivare în sprijinul proiectului de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare al trimestrului 1 an anul 2023 al Comunei Bursănești. Doamnelor și domnilor consilieri, vă aducem la cunoștință că exercițiul bugetar al trimestrului 1 anul 2023 se încheie pe data de 31 martie 2023, după cum urmează. La suma de venituri, cu 2.331.036,99 de lei și la suma de cheltuieli 1.178.606,84 de lei. Urmarea celor prezentate mai sus, vă rugăm la aprobați conturile de execuție ale bugetului local pe trimestrul 1 al anului 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la finele anului trimestrului 1 al anului 2023 a Comunei Bursănești, Consiliul Local al Comunei Bursănești, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bursănești, de Subacău, la finele trimestrului 1 al anului 2023, conform anexei numărul 1, parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la conștiință la îndeplinire de primarul Comunei, compartimentul financiar contabil în cadrul cu aparatul de specialitate al primarului și va fi comunicată primarul, Consiliul Județean Bacău, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, Trezorerie Onești și Prefectului Județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică prin grijă secretarul Comunei conform dispozițiilor legale. Mulțumesc. Discuții. Spune-o. Cine este? O să dau citire la referatul de aprobare privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bursănești. Este vorba despre sume liberate de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Bacău, capitolul 4234, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinții și despre hotărârea Consiliului Local Bursănești numărul 23 din 29.03.2023, privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutorului de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate ce impun următoarele modificări în vederea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli. Și dăm citire la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bursănești de Subacău pentru anul 2023. Consiliul Local al Comunei Bursănești hotărăște. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bursănești de Subacău pentru anul 2023, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă în prezenta hotărâre. La partea de venituri, la capitolul 4234, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibil solid și petrolier.
am avut un buget de 55.000, s-au mai adăugat 12.624 de lei, egal cu 67.624 de lei. Iar la partea de cheltuieli, la capitolul 68.05.07.02.01, asistență socială în caz de invaliditate, ajutoare sociale, în numerar de aia am avut un buget de 345.000, am avut o scădere de 9.000 de lei, total 336.000. Iar la capitolul 68.51.01.57.02.01, asigurări și asistență socială, ajutoare sociale, în numerar de 71.000 și am mai adăugat 21.624, total 92.624 de lei. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentul financiar contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarului, Consiliul Județean Bacău, Administrației Județene, Finanțelor Publice, Trezorerii Unești, Prefectul Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare, prin grijă secretarul general al comunei Bârzănești. Discuții. Avem un grilă câte persoane sunt ceva? Da. Și câte sunt doar? Care beneficiază de lemne, de astea? De... Da, da, asistență socială. Păi, și cât? Număr, ca și număr cât? 363 persoane. Păi și de ce nu sunt ați trecut acolo? Câte persoane, câte beneficiază? Da, suma. Da, suma, da. Noi nu știm câte persoane sunt. Trebuia să ne aduceți la cunoștință, nu? Persoanele au fost afișate, persoane care au depus, s-au depus pentru 5 luni astfel de încălzire. Sunt care au depus pentru 5 luni, pentru 4, 3, pentru 2 luni sau pentru 1 lună. Toate persoanele au fost afișate. Și nu mai sunt? Nu avem voie să le ținem mai mult afișate. Înțeles. Dar dacă veniți la mine? Da, o să fac o adresă. Mulțumesc. Ați să discuții? Spune-o, este. Ai mai făcut adresă și numele, nici acum adresă. Nu. Președinte. Alegerea președinte. Alegerea președinte. Iunie, iulie și august. Asta. Faceți propunere. Domnul Miron. Domnul Miron îl propune. Domnul Miron. Concediu nu mai pot face, de acolo am pus-o. M-a să dat o propunere? Nu. Păi că trebuie să facă. Mandat. Așa se întreabă. Da, uite. Dacă nu mai sunt atât, propuneți să spuneți doamnă. Spune-o, cine este el, nu? Ducem în cancerul sau tine. Ceva lucru, că nu mă gândesc. Domnul Pietru. Dacă ne mai informați, să mai întâmplă astăzi, votat PCA, anunțul pentru licitație, pentru drumul, sau prezentat vreo firmă interesată. Pentru drumul din Bățănește, de a veni să prezentăm în prezent trei firme. Noi nu știm de o dată firmele care. Din care au cerut clarificări. Și la celălalt tot pe strada Mihai Eminescu, vreo 5 firme până în prezent. 5. Îți fantomul sau? Nu știu. Îți de alea cum fac canalizarea pe la Berzunț, pe acolo? Care-i data pentru semnarea contractului? Adică procedura de sărbătorile astea și cu punte, pe data de 6 iunie. Domnul președinte, e o legătură cu lemnele care s-au marcat, s-au tăiat, cât 200 și ceva de metri cub, cât s-au tăiat. Da. Alea ce destinat ce să aibă? În momentul când se pleacă din pădurii cu remorca, îi se dă aviz. Păi ele trebuie știut unde se duc. Că după aia ne trezăm că face școala achiziții de 1.200.000 de... și le dă și primăria lemni, mai fac și ei achiziții și până la urmă lemni. Da, un aviz în soție, în scubiață. Astea se dă avizul că trebuie să l-ai că trebuie făcut avizul, dar destinația lor trebuie să știi. Da. Dacă se dă și la consilier, poți să fii și opinit, că trebuie și 1.000 lemni. Da, vă așteptăm cu drag la casele noastre. Okay.
Domnul Duror? Eu nu am nimic de spus. Alin? Ești rezervat. Vreau să vă mulțumesc că ați trimis oamenii. Și mi s-a zis, acum știm, iar avem probleme cu câini. Da. După găini, moarte, animale, după 6 linii. Da, cam asta. Domnul Lăt. Doamna, doamna. Păi de unde dracu vin acolo, bătăși? Ia duce, domnule. Păi și avem camere, cum ce? Bun, dar domnul ăla nu-i lasă camera ăla. Nu lasă că el îi dă cu camere. Sunt serii cu bine. Deci, facem să-l ia. Eu am strâns.